Bună ziua, doamnelor și domnilor, bine ne-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Interviu cu Flora Ordean. Înainte de a începe emisiunea de azi, am de dat două explicații. De ce eu, de la o bucată de vreme, când telespectatorii mei mă știu așa pedantă în ceea ce privește coafura, cel puțin, și îmbrăcămintea la televiziune, apar cu pălărie pe cap, din simplu motiv că de două luni de zile, iulie, august, de când au venit acasă stranierii, n-am mai găsit niciun loc liber la cele două saloane de coafură la care de regulă mă coafez. Așa că trebuie să aștept să plece peste câteva zile concetățenii noștri la muncă în străinătate și după aia să îmi găsesc și eu un loc. Iar Cristiana, o să Borta și invitata mea de azi, prietena și invitata mea, cunoscută jurnalist cu vechi state de plată, fost redactor șef al ziarului de Roman, trebuie să ne explice ce-i cu mânuța. Un accident casnic? Mai mult de atât, este un gest care denotă diferența între vârsta inimii și a cea din buletin. Am depășit granița alergării în pas alert la vârsta mea și atunci și drum pantă accidentat m-a dus în situația de a-mi fractura cu oarece complicații mâna stângă. Din fericire, doamne, a dat semnul că îmi rămâne dreapta, capul întreg și limpede și încă libertatea de a mă exprima. N-am pățit nimic mai grav. Pe care eu ți-o ofer azi în emisiunea noastră. Mulțumesc. Înainte de a trece la dezbaterea unei teme extraordinar de fierbinți și de controversate pe care vrem să o abordăm azi, nu uităm că astăzi este 23 august, iar noi două, cel puțin, suntem produsul epocii trecute și am putea depăna într-un mine două câteva amintiri despre ce a însemnat 23 august. Pe mine m-a favorizat 23 august de mai multe ori și în mai multe situații inedite. Una, mi-aduc aminte de o paradă de 23 august la care... Erai inginer la Polirom atunci. Nu, la vârstă școlară, când în mod obligatoriu trebuia să ne încolonăm, era bucuria că obțineam o zi liberă în plus. Noi copiii nu simțeam altfel sărbătoarea decât că era răsplata cu o zi liberă în plus. O am pe aceea că la 23 august în ultima parte a epocii de aur mai găseam în magazine și unt și ouă și erau cozile un pic mai mici. De partea frumoasă a comportamentului, a caracterului românilor e că întotdeauna s-au descurcat și în acele vremuri vitrege, chiar și dacă nu era 23 august. O am pe cea că profesional m-am lansat într-un concurs unde au fost vreo 60 ceva de candidați la un prim ziar în regim de cotidian în Roman, cu o știre pe care am dorit-o îmbogățită sub forma unui reportaj foarte scurt, în care descriam cum se organiza și câte chinuri erau în spatele unei zile festive 23 august, câte sau repetiții, oameni scoși înainte. Oameni scoși din producție. Pot să-ți mărturisesc ca și cadru didactic care însoțeam coloanele de ele, care în ultima vreme ții minte că erau obligate cu trupușoarele lor să înscrie pe stadioane. Da, marea sărbătoare se transforma într-un chin pentru cei care participau, da, și organizau. Și într-o slăbire a clubului din după ce în care cea mai vine latura speculativ profesională care ne dădea nouă bogăția întâlnirii cu personaje care au crezut și au investit în acele vremuri, zile și eroi ai vremurilor considerați de ei, ai vremurilor trecute. A fost un fost lider local al unui partid socialist al muncii care de fiecare dată pe 23 august ieșea îmbrăcat în haină festivă și dacă nu avea cum, nu erau condiții și nu avea susținere nici măcar pentru un al doilea personaj care să clameze ziua 23 august, măcar scria lozinci în favoarea fostului Partid Comunist, pe trotuare, pe asfalt, cu bidineaua, cu creta colorată. Cred că acolo te referi la domnul Ivancea, nu? Nu. A fost liderul unui partid socialist care, așa cum a apărut, a dispărut ca o bulă de săpun. Acela e verdeț, nu? Da. Și colegii mei mai tineri erau intrigați dacă să dea credibilitate un astfel de gest, ne luând în calcul că omul chiar era
convins de ceea ce manifesta. Nu... Bine, facea parte din acea latură nostalgică. Cred că e suficient cât ne-am referit la ziua de 23 august. Vreau acum să trecem la tema pentru care te-am invitat. Este a doua oară când discutăm despre o serie de curente divergente apărute în biserica noastră ortodoxă română. Aș vrea, Cristiana, să discutăm despre această scrisoare a întâi stătătorului nostru, arhiepiscopul Romanului Bacăului, care a apărut pe o serie întreagă de site-uri, începând cu acest site Sinodul Tâlhăresc Punte ca protoselefterie tărtăcuță, și vorbește despre o a doua scrisoare a unui prelat monah, a unui preot, cum îi zic ei, preot da, protos, asta e denumirea de preot călugăr. Așa, Elesterie Tărcuță, de la, este de 30 de ani, cum aflăm și din știrea pe care o să o vedem, a purtătorul de cuvânt al Arhiepiscopiei. Pe domnia sa eu nu l-am putut contacta, pentru că o să vedem și din explicația Arhiepiscopului Romanului, Părintele Alexandru, purtătorul de cuvânt al Arhiepiscopiei Roman, Părintele Zamfir, Alexandru Zamfir, care ne dă explicații cu punctul de vedere al Arhiepiscopiei. Noi am printat această scrisoare de multiplicată și preluată de mai multe site-uri, care are și semnătura părintelui. Eu trebuie precizat că eu nu sunt organ de anchetă să văd dacă semnătura aceasta este sau nu autentică. Noi doar comentăm faptele, și ceea ce mă îngrijorează și pe mine ca și creștin ortodox nepracticant, deci mai ales că eu țin sub supraveghere biserica noastră a neamului de mai mult, de fapt nu biserica o țin, ci comportamentul unor prelați cu acelor opinii, da, nu sunt de acord. Face parte din obligațiile profesionale, din caracterul jurnalistului, care în primul rând este curios și atent la orice se spune și se întâmplă. Pe de altă parte, și experiența vă recomandă că de-a lungul timpului au mai fost astfel de invitații de a fi atenți la ce spun sau fac anumiți exponenți ai bisericii, și da, asta nu include o altfel de atitudine decât cea de respect față de biserică ca instituție și ceilalți membri. Deci nu putem extrapola. Să vedem împreună explicația pe care o dă Părintele Zamfir, purtătorul de cuvânt, după care vreau să dezbatem acest document pe care l-ai și tu în față, l-am și eu în față, și este al doilea prelat din episcopia, din eparhia Romanului și Bacăului, după Părintele Macarie de la Schirnul Oituz, care în decurs de o lună de zile revin cu un gest unic, fără precedent în Biserica Ortodoxă, aceea de a nu mai pomeni numele Părintelui Achim, că știi că totdeauna la liturghie se pomenește numele Părintelui Achim. Ei, ca un gest de protest față de participarea arhiereului nostru vicar și semnătura pe care și-a pus-o pe memorandumul sinodului panortodox de la Creta, o să trebuiască să aducem câteva lămuriri despre acest lucru, ei, acești doi prelați, cel puțin doi din episcopi, dar la nivelul țării sunt mult mai mulți și sunt monahi cu toții, au scos din rugăciunile lor pe înalt stătător, cum îi spun ei, al locului. Deci pe arhiepiscopul locului. Acest detaliu foarte important, sper să fie timp în emisiune să îl analizăm în contextul în care fiecare dintre noi este dator cu respect și respectarea unor norme și canoane, mai ales în biserică, și nu în ultimul rând, pentru că m-ați avertizat asupra temei emisiunii de astăzi și eu am venit ca și dumneavoastră pregătită cu mai puține cuvinte,
unde de regulă... Haideți să vedem explicația... Și care, dacă îmi permite, sunt ale părintelui Cleopa. Ca dovadă că între ei monahii pot avea valori, calități și puncte de vedere vreau diferite. Vreau să ne dea colegii noștri știrea cu punctul de vedere al al purtătorului cuvânt al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, părintele Alexandru Zamfir. Știrea, vă rog. La mai puțin de o lună, Arhiepiscopia Romanului și Bacăului este din nou zguduită de un scandal imens care tinde să o transforme într-un ring de box în care se bat preoții din vechiul val și cei din noul val conectați la tendințele de modernizare a Bisericii Ortodoxe. Preotul slujitor Elefterie Tărcuță de la Arhiepiscopia Romanului și Bacăului semnează o scrisoare deschisă adresată lui Ioachim Băcăoanu, prin care își anunță, ca și colegul său, starețul Macarie de la Schitul lui Tuz, că l-a scos din rugăciunile sale, aducându-i acuzații grave că și-ar fi încălcat jurământul arhieresc de a păstra neștirbite regulile Bisericii Strămoșești a Neamului prin participarea la Sinodul Panortodox din insula Creta, sinod care pune umărul la abaterea Bisericii Ortodoxe Române de la povețele Sfintei Scripturi, dar mai ales contribuie alături de mai marii lumii și cozile lor, politicienii corupți din România, la vânzarea țării politic, teritorial și economic. Deși a declarat că nu face acest lucru, Biserica Ortodoxă s-ar fi amestecat chiar și în politică. De asemenea, înalt preasfințitul Ioachim Băcăoanu ar fi încurajat participarea anuală a preoților ortodoxi la săptămâna de rugăciune pentru unitatea creștinilor, aducerea în catedrala arhiepiscopală a unui arhiereu mason, încuviințarea oficierii de cununii mixte. Iată ce răspuns a dat preotul Alexandru Zamfir, purtător de cuvânt al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, care pentru moment se îndoiește de veridicitatea documentului apărut în mediul online. Este vorba de părintele Elefterie Tărcuță, preot la Centrul Eparhial Roman de aproape un sfert de veac. Foarte cunoscut de altfel în comunitatea romașcană. Ideea este că personal nu am văzut niciun document semnat de părintele sau mai precis nu am văzut scrisoarea postată pe mai multe rețele de socializare și site-uri. Nu am văzut-o semnată de părintele, deci varianta listată și semnată mie îmi este necunoscută. Preotul egumen Elefterie Tărcuță a lăsat la Arhiepiscopie doar o cerere de a se acorda 10 zile de concediu de odihnă pentru anul 2016. Ceea ce am văzut semnat de părintele e o cerere de concediu de odihnă pentru anul 2016. Părintele solicită 10 zile începând cu data de 18 august. Deci, practic, nu doar teoretic, părintele este în concediu de odihnă 10 zile începând din 18 august. Purtătorul de cuvânt al Arhiepiscopiei explică măsurile care au fost luate în cazul starețului Macarie de la Schitul lui Tuz, care nu a fost oprit de la slujire, ci a fost chemat prin rugăciune să se întoarcă la regulamentul Bisericii Ortodoxe Române. În celălalt caz, dacă vorbiți de părintele egumen Macarie Panu, nu s-a luat măsura opririi de la slujire, s-a luat însă o altă măsură, intensificarea rugăciunilor pentru liniștirea, înțelepțirea și întoarcerea lui. Probabil s-ar fi dorit o astfel de măsură, prin ea justificându-se, eu știu, faptul că sunt persecutați. N-au fost și nici nu vor fi. Rămânem statornici în ceea ce ne-am propus la îndemnul și cu binecuvântarea înalt preasfințitului, acelor de și fără ipocrizie, dacă îmi permiteți paranteza aia, aceasta, de a ne ruga. De a ne ruga sincer pentru toți, pentru liniște, pentru pace, pentru înțelepciune și pentru ca să ne întoarcem cât mai repede în făgaș, să nu rămânem în urmă cu lucrurile pe care chiar trebuie să le facem pentru oameni și pentru Dumnezeu. Purtătorul de cuvânt al Arhiepiscopiei susține că este vorba de un grup izolat de călugări conservatori care dau dovadă de prostie și frustrare confesională. Ce bine mi-ar fi fost dacă nu eram purtătorul de cuvânt al Arhiepiscopiei și mă întrebați în calitatea mea de simplu slujitor, v-aș fi spus din cauza că țin unii morțiși să transforme prostia sau să facă prostia confesională. E bine, nu. Prostia nu e confesională, frustrarea nu e confesională,
limitarea în cunoștințe și expansiunea în manifestări nu e confesională. Sunt opinii personale ale unor părinți care nu înțeleg niște lucruri simple. Noi nu suntem singuri pe fața Pământului și nu avem dreptul să judecăm și să, cu atât mai puțin, să ne tot copățăm deasupra tuturor, bătându-ne cu cărămida în piept că suntem unici și avem prima șansă la mântuire. Preoții antireformiști și conservatori, aparținând unui grup minoritar, susține purtătorul de cuvânt al Arhiepiscopiei, se acoperă de ridicol și penibil în încercarea lor de a-și construi o aură de martiri. Cele mai multe ori demersurile astea au un accentuat iz ridicol, penibil, credeți-mă. Dar toleranța trebuie să guverneze orice relație interumană. După mine, iar asta mi se pare un îndemn la intoleranță. Dacă ar fi doar intoleranță, poate am mai rezolva-o, dar mi se pare incapacitatea de a iubi până la capăt, în mod dezinteresat. La care avem totuși un răspuns, zice poporul român în înțelepciunea lui, unde-i dragoste puțină, lesnii a găsit pricină. Și noi rămânem consecvenți în a afirma și chiar a face lucrul ăsta, palma pe care nu o dai doare cel mai tare. Sunt unii care simt nevoia să fie pălmuiți pentru ca să capete și o aură de martiri, dar nu și-au găsit oamenii care să achieseze la proiecte dintre astea nefolositoare nimănui, din potrivă. Purtătorul de cuvânt nu poate anticipa la această oră măsura ca cei doi preoți protestatari să fie opriți de la slujire, dar este sigur că se vor lua măsuri graduale de sancționare a acestora prevăzute de regulamentele Bisericii Ortodoxe Române. Deci, iată punctul de vedere al Arhiepiscopiei Române, care sunt cele trei idei. Ideea aceasta că Părintele Alexandru Zamfir, ca și purtător de cuvânt, susține că el nu poate ști dacă această scrisoare apărută și preluată de mai multe site-uri zice domnia sa interesate să propage aceste idei este sau nu a părintelui Protos, pentru simplu motiv că ea n-a ajuns ca în cazul părintelui de la schitul Oituz la cancelaria arhiepiscopală, ci pur și simplu părintele a lăsat o cerere de concediu de 10 zile și a închis telefonul și ca orice om în concediu a plecat. Deci n-a putut fi contactat decât noi. Noi nu luăm de bună decât această scrisoare apărută pe zeci de site-uri. O apreciere pertinentă în raport cu importanța unui astfel de gest în viața publică. Așa. După aceea, părintele Alexandru Zamfir, purtătorul de cuvânt, spune că este vorba despre un grup izolat de monahi, specifică faptul că este vorba doar de preoți monahi, care, dintr-un spirit de conservatorism, doi la număr până acum în Arhiepiscopia Romană, dar mai mulți la nivelul țării, contestă acest memorandum pe care l-au semnat însăși Arhiepiscopul Roman, alături de atenție de vreo 80% din membrii sinodului Bisericii Ortodoxe Române. Teologi cu alte studii și cărturare în sensul de plin al cărților bisericești, al Sfinților Părinți, cum spune Părintele Cleopa, pe care am să vă rog să-mi dați ocazia să te rog să le citesc, vorbești de ecumenism, pentru că și eu nu sunt decât un analist rece. Dacă vreți, totuși să ne faceți un scurt rezumat al nemulțumirii acestui părinte preot, Părintele călugăr. În această scrisoare deschisă către întâi stătătorul Arhiepiscopul Roman și Bacăului, începe cu un citat, ca de obicei, din Sfânta Scrisură, Faptele Sfinților Apostoli, paragraful 20-28, și vorbește despre
ceea ce a făcut el ca și slujitor de 30 de ani al Bisericii Ortodoxe și în prezent de 24 de ani slujitor în Catedrala Arhiepiscopală. Este important argumentul din acest prim citat, pentru că dă credibilitate, este lucrat cu mare atenție, adică cu efecte de psihologie. Sigur că da. Duhul Sfânt v-a pus pe voi episcop ca să păstrați Biserica lui Dumnezeu. Deci oricine ar fi semnatarul acestei scrisori, ori chiar și dacă e o făcătură, ea este construită cu impactul pe care îl urmărește ca mesaj public. Mi s-au părut și mai puternici aceste cuvinte care vin ca un strigăt al acestei aripi conservatoare a clerului românesc, care am găsit totuși puterea de la bunul Dumnezeu să strig după acest ajutor. Acum când ierarhii ai Sfintei Biserici ne-au tratat în mod mișelesc la acest sinod din Creta, ba au mai implicat și preoții cerându-le să le vorbească credincioșilor despre hotărârile luate la acest, cu acest prilej. Acum când am pus sub lumină, am pus sub lumina obrocului toate aceste lucrări, oare ce ne mai rămâne de făcut? Să așteptăm să vorbească pietrele? Da, sunt ca o mică piatră, acum încă în viață, totuși am puterea conștiinței și mă doare că ne-ați sfărâmat sub picioare și trebuie să strig. Și iarăși vine un citat din Sfântul Apostol Ioan. Strigătul este, în câteva cuvinte, împotriva ecumenismului. Deci da. Ce contestă unul, doi sau mai mulți monahi este înclinarea și consecvența Bisericii Ortodoxe, prin reprezentanții înalții săi ierarhi, de a susține ecumenismul. Ecumenism care, în termeni laici, înseamnă, altfel spus, solidaritate, apropiere, înțelegere, toleranță între membrii mai multor biserici. Ce poate să fie rău dacă în viața obișnuită, copleșită de alertă, nevoi și suferințe, oamenii se apropie între ei, se ajută și se înțeleg. În ultima instanță, atunci când apar divergențe, se tolerează. Ce ar putea fi rău în asta? Da, Cristiana, eu spun dar... în calitatea mea de laic. Și de și în calitatea ortodox... mea de laic trebuie să constat o serie de adevăruri. Iată ce spune, ce constat mai jos presupusul, că noi aici nu știm dacă Elefterie Tărcuță, preotul, este sau nu semnatarul, pentru că ai văzut că reprezentantul Arhiepiscopiei contestă semnătura pe acest document. Iată ce spune: eu nu am dreptul să vă judec, ne va judeca Dumnezeu pe toți, dar eu, piatra sfărâmată fiind și văzând și având conștiință și văzând conștiința a mea și a credincioșilor zdrobită în picioare și aruncată în beznă, în întunericul cel mai adânc, lipsit de adevăr, mă întreb, nu ne mai temem oare de Dumnezeu? N-am înțeles încă ce urmăresc mai mari lumii de azi. Nu vedem că România este vândută politic, teritorial și economic? Aici vreau să mă opresc. Asta m-a zguduit pentru că așa se întâmplă. Pe mine mă intrigă, nu mă zguduie, mă intrigă cum un monah cu aplecare spre toleranță și iubire, că așa ne-au învățat Sfinții Părinți, să ne iubim aproapele ca pe noi înșine, are aceste temeri și le extrapolează în viața economică și politică. Deci grija nu este pentru mântuirea sufletului, este pentru zvârcolirea economico-socială. De unde îndoielile mele asupra calității semnatarului și inițiatorilor acestui curent, îndoieli care sunt motivate de faptul că toată viața, și în mod special în cei 20 de ani de presă, am apreciat și cultivat expunerea, asumarea oricărui punct de vedere. Faptul că o astfel de scrisoare circulă pe internet, cu tot respectul pentru tehnologia modernă care permite acest lucru, dar neasumat, că nu a făcut o prezentare publică, că nu s-a prezentat la... La fel a procedat și cel de la Schitul Ortodox. A aruncat-o pe internet și n-a comentat. Cu atât mai mult. Asta dovedește ceea ce dumneavoastră
puteți sau nu să recunoașteți acum în fața telespectatorilor dumneavoastră, că seamănă foarte mult cu, din păcate, multe alte gesturi, multe alte invitații care au venit din partea unor preoți. Dar iată că ce vorbește mai departe, să mai spicuim din scrisoare. Mai trebuie să fie biserica noastră ortodoxă părtașă la demolarea țării și a credinței strămoșești, participând la sinodul din Creta, v-ați dat implicit acordul prin semnături la total la prevederile stipulate în acel memorandum. Aici cred că este cazul să vorbim un pic despre conținutul acestui memorandum de la sinodul din Creta, foarte contestat de această parte a clericilor. Ca și în scrisoarea starețului Macarie de la Oituz, acesta și-a întrerupt pomenirea arhiepiscopului locului, iar ceilalți din restul arhiepiscopiilor din țară au făcut la fel, sunt mai mulți preoți și sunt date câteva nume celebre. Contestă prevederile din acest memorandum care se referă la acea săptămână pentru unitatea creștină pe care undeva prin ianuarie, știu că în fiecare an o promovează arhiepiscopia, mai ales de la întoarcere pe scaunul Vlădicesc, cum îi spun ei, a lui Ioachim Băcăoanu, un om școlit cu alte studii în Europa occidentală, deci asta nu mai este de așa, și că după aia îi se mai reproșează. Deci aici care ar fi reproșul? Că e ecumenism. Că promovează această săptămână. Gestul înaltă a Sfințitului Ioachim Băcăoanu, de a da să cultură teologică și nu numai. Dar ne invita în mod repetat la ecumenism este interpretat ca fiind acea invitație de sfărâmare a pietrei, metaforic numită de preotul monar. Apoi reproșează arhiereului vicar participarea la Sfânta Liturghie a unui mason. Este vorba aici de un arhiepiscop venit de undeva, adus prin biserica armenească, care este printre masonii cunoscuți ai lumii. Masoneria, pentru cei care nu știu, să explicăm telespectatorilor noștri, este o mișcare ocultă, a ocultei mondiale, secretă, care ar vrea să dirigeze toate destinele acestei globalizate. Într-o percepție generalizată și simplistă al minterii, luând punctual fiecare dintre noi, dă socoteală pentru faptele sale. Mason de tot prestigiu și-au recunoscut această calitate și au contribuit la o nouă formă de iluminism, deci nu le se poate contesta calitatea civică și culturală sau religioasă. Sub cupola bisericii suntem egali ca și în fața Domnului și nu văd de ce ar fi blamabil că arhiepiscopul este în bune relații cu un alt confrate coregional. Dar aici e discutabil, repet, calitatea autorului. Bun. Iată să citim exact din scrisoare. Ați intrat pe ușile împărătești ale Sfântului Altar ale Catedralei Arhiepiscopale cu episcop eretic armean, ați îngăduit să îi binecuvinteze pe credincioși, iar aceștia să-i sărute mâna. Botezați prin stropire și îngăduiți ca preoții să boteze la fel și nu prin afundarea de 3 ori în cristelniță. Ați binecuvântat și susținut întâlnirile ecumeniste de pe tot cuprinsul eparhiei, ați îngăduit tacit săvârșirea de cununii mixte de către preoți ai eparhiei Romanului și Bacăului. Toate acestea le-am observat și le spun aici și acum cu toată durerea. Sună patetic, ușor patetic. Patetic ar fi, unii femei sunteți dumneavoastră elegantă în apreciere, sună grav, îmi sună Evu Mediu, pare a fi un extras din Torquemada și dacă ne întoarcem la vânătoare de vrăjitoare și la nuanțe categorice, ultimative, care țin de o formă fixistă, ar însemna ca și din punct de vedere spiritual să ne întoarcem la viața simplistă a
agricultorilor de acum câteva milenii, când creștinismul era greu de înțeles și foarte greu asimilat de autorități, când vânătoarea creștinilor lua forme de masacru în masă. Și nu cred că perioada pe care o parcurgem de adevărat iluminism și spiritual lasă loc un astfel de interpretări. Eu nu sunt în măsură să apreciez, dar sunt beneficiara unei legături spirituale în familie pentru o căsătorie mixtă și am avut tot respectul pentru cei care familie, da, pentru cei care și-au asumat, au înțeles, cultivă și respectă dreptul fiecărui creștin de a se adresa bisericii lui. Și nu este o noutate aceste cununii mixte. Vreau să spun că cum nata mea, Dumnezeu, sora soțului meu, e o femeie în vârstă la 80 și vreo 5 de ani de acum, soțul ei 90 și iată acum vreo 60 de ani, 70 de ani când s-au căsătorit ei, el era catolic, ea ortodoxă. Da, unirea familiilor, cu câtă bucurie da. S-a făcut. Consecvența de a-și face gesturi respectuoase de sărbători care diferă în calendar, în confesiuni diferite. Dragostea cu care preoții au îmbrățișat acest gest. Nu văd de ce... Poate vine din rigoarea vieții monahale, poate vine din ascuțirea unor sensibilități de pe urma vieții ascetice. Nu știu care ar putea fi explicația. Ce nu înțeleg este că a fost lansat în spațiu public fără asumarea unei răspunderi. Sunt gesturi izolate pe care tot un monah, de data asta de o valoare, de o putere, de un impact emoțional fără egal, cum este Părintele Cleopa, vine și face cu venita și dreapta punere la punct, cu invitația să fim, așa cum ne învață Sfinții Părinți, iubitori între noi și toleranți. Dacă nu avem această toleranță, ajungem în situația în care nu doar de a nu ne înțelege, de a nu ne respecta, dar de a nu ne putea ajuta. Ceea ce mileniul 3 pe care îl parcurgem ne arată până unde se poate ajunge. Numai ultimele evenimente sângeroase ar fi, cred, mult prea mult de a le da exemplu de ce înseamnă intoleranța. Aș vrea să mai revin asupra unui punct pe care îl reproșează în această scrisoare protoful Elefterie Tărcuță, arhiereului vicar. Se pare că acești monachi fac parte din acea parte a societății românești a bisericii care se opun în totalitate și globalizării și intrării Uniunii în Uniunea Europeană, România în Uniunea Europeană. Aceiași care s-au speriat de cărțile de identitate și de cardurile de sănătate. Da, probabil că sunt aceiași. Iată că acesta ce spune în această scrisoare. În anul 2003, pe 18-19 octombrie, a avut loc în România un referendum prin care se cerea fiecărui cetățean să-și exprime acordul sau dezacordul privind revizuirea Constituției. În legea 429 din octombrie 2003, emisă de Parlamentul României, găsim la articolul 145. Aderarea României la tratatele constitutive ale Uniunii Europene în scopul transferării unor atribuții către instituțiile comunitare, precum și exercitării în comun a celor alte state membre a competențelor prevăzute în aceste tratate, se face prin lege adoptată în ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului cu o majoritate de 2/3 din numărul deputaților și senatorilor. Articolul 2, ca urmare a aderării, prevederile tratatelor constitutive ale Uniunii Europene, precum și celelalte reglementări comunitare cu caracter obligatoriu, au prioritate față de dispozițiile contrare legilor interne cu respectarea prevederilor actului de aderare. Așa, ca să devină legea, aceste articole erau implicați și unii ierarhi care trebuiau să încurajeze cetățenii să meargă la vot. La aceeași dată era prevăzută și sfințirea Bisericii Sfântul Dimitrie din Bacău. Coincidență? Aproape de ușa bisericii era plasată urna de vot, după ce credincioșii erau îndemnați să treacă prin Sfântul Altar, să sărute Sfintele Moaște, la ieșire li se cerea să-și exprime acordul fără de legii.
atunci era între ghilimele, nu mi-aparțin mie ghilimele, atunci era și noștri ne-au învățat să facem primii pași spre Europa atee, eretică și să ne închinăm ei. Cel puțin o lănțuire de interpretări eronate. Europa nu este atee, Europa nu este eretică, Europa are ca și noi, România, românii, minusuri în organizare, în promovare, în modul de comunicare, nu în ultimul rând de aplicare, dovadă, spuneam mai devreme, riscurile de a se înfrunta cu acte de terorism printr-o lejeritate, poate, printr-o permisivitate a autorităților care nu au măsurat corect gradul de risc. Nu înseamnă asta că nu trebuie să tolerăm sau să încurajăm acele persoane care sunt în suferință și de care au nevoie de sprijin, dar de aici până a lăsa granițe libere pentru mii, sute de mii și milioane de persoane care pleacă în pribegie fără de niciunele, pornind de aici, de la cultura necesară, educația necesară, banii necesari, minime cunoștințe despre țara de origine unde vrei să ajungi, pur și simplu pribegi, ca păsările cerului. Mai că păsările migratoare, știm foarte bine, au alte repere de a se întoarce la cuib, ceea ce migranții din acest an se dovedește că nu. Revin și spun un lans de erori și vă invit pe dumneavoastră și telespectatorii dumneavoastră să vă amintiți, să citiți, să întrebați în familie ce făceau, ce au făcut vechi ierarhi care au ținut România dreaptă, unită și pe români aproape de biserică, cei care au promovat, propovăduit de la altar viața cucernică, morală, etica și respectul față de familie și semeni. Și aici, venind în timpurile moderne, nu văd greșit ca un preot să, în predicile săptămânale, ocazionate de anumite sărbători, să invite creștinii să fie uniți, să fie toleranți aproape de Europa, să ia modelele bune de la popoarele civilizate care au trecut prin sute de ani de emancipare. Se spune că dacă nu vezi din propriile greșeli, riști să le repeți, dar dacă nu iei modele de la cei care au plătit un preț istoric, urmează să te întorci cu sute de ani în bezna istoriei. Și nu în ultimul rând, de a face de la Anvon invitații către tineri pentru a-și se autodepăși, pentru a face proiecte europene, pentru a accesa banii europeni, pentru a trăi în armonie și aș învăța și copiii ce înseamnă smerenia și bună credință. Departe de semnatarul acestor scrisuri, repet, găsesc o singură explicație în cazul în care într-adevăr este monarh, ascetismul poate să ia forme de necontrolat. Eu mi-am asumat în această emisiune rolul acesta de a aduce pe masa discuției noastre argumentele aduse de părinte. Iată că acesta, pentru a da greutate scrisorii sale, vorbește despre un eșec al lucrărilor Sinodului Panortodox de la Creta de la începutul acestui an și aduce în discuție ceea ce spun cunoscuți prelați europeni ca înalt preasfințitul Serafim de Pireu, înalt preasfințitul Erotehos Vlachos, preasfințitul Longin Jar. Eu, sinceră să fiu, acum aud de aceste nume, dar astea sunt spuse în scrisoare, astea le citesc. Prezbiterul Teodoros Zisis, profesorul Dimitrie Teseligidis, dacă nu-i fi citit corect, sunt nume grecești, îmi cer scuze. Și mai vorbește despre cele trei teorii care s-au însușit aici de către participanții la sinod. Teoria trunchiului comun, teoria ramurilor și teoria baptismului.
Tismala. Sinceră să fiu, de teoria trunchiului comun știu, dar celelalte două teorii, teoria ramurilor și teoria, nu cunosc și nici n-am avut timp să mă documentez. Adică globalizarea esență, lumii și a bisericii. În esență asta, da. În esență... Numai că la Dumnezeu teoriile nu funcționează. Arborele are rădăcinile în pământ, iar biserica are rădăcină. Izvorul îl are în cer, la Hristos, care este și el cap al ei. Ce părtășanie are biserica pentru care s-a răstignit Hristos cu această globalizare? A fost odată blestemat un smochin, va și acest arbore blestemat din rădăcina de Domnul nostru Iisus Hristos. Acum gustăm din roadele lui otrăvite. Îmi cer scuze, sunt obligată în calitatea pe care văd pe măsură ce ne adâncim în analiza, în comentariu unor astfel de gesturi și de invitații care, din punctul meu de vedere, nu fac decât rău bisericii și invită pe credincioși să-și mai facă o dată cruce de cum, Doamne, e posibil ca în sânul bisericii să existe astfel de exponenți. Nu am altă calitate decât de avocat întâmplător al arhiepiscopiei și înalt preasfinției sale Ioachim Băcăoanu, fără să fi fost invitată să facă asta, pentru un singur argument, acela că dacă și-ar fi aplicat oricare semnătar un astfel de scrisori publice, s-ar fi aplicat asupra istoriei religiilor. Ca după aceea să trecem la care istoria religiilor ne trimite cu gândul în oricare credință ar fi, în care colț de lume, ne trimite cu gândul la același Dumnezeu, cu ochii înălțați tot către cer, tot cu minciune și sperenie cu ochii în pământ, cu sau fără această asumare a ritualilor Bisericii Ortodoxe, simțămintele de încredere, speranță într-o viață viitoare, cred că ar fi fost suficient de semnătarului scrisorii pentru a nu arunca anateme în stânga și dreapta. Pentru că era dator cu căința la care ne invitau preoții când veneau prin redacția ziarului la care și dumneavoastră ați pus umărul, de a fi smeriți. Pentru că noi în viața publică avem dreptul să spunem sau să facem ceea ce ne îngrădește sau ne invită legile țării. Pe când în alții prelați au niște canoane, niște reguli pe care și le asumă în momentul în care aleg haina preoțească sau rasa monahală. Se fac apoi în scrisoare mai multe trimiteri la o serie de canoane apostolice. Cei interesați direct pot căuta pe site și vor găsi această scrisoare și să ajungem către concluzie ca după aia să comentăm un pic și câteva opinii pertinente ale părintelui Alexandru Zamfir, care face parte din latura aceea de preoți tineri, școliți, de care vorbeam, am convenit împreună. Ca să fim foarte corect, mulți mai școliți, pentru că nu punem la îndoială, mult mai școliți în sensul aprofundării realităților contemporane. Și ale realităților contemporane, dar și a studiilor religii ortodoxe, pentru că nu punem la îndoială calitatea și nivelul de pregătire al celor care fac astfel de invitații, cât de puțin ar fi ei, chiar dacă sunt absolvenți de teologie. Se arată foarte bun cunoscători al Sfintei Scripturi, pe care iată, o citează și o propovăduiesc în aceste documente. Dar în rigori și limite, care fac trimitere și întoarcere la modul... Se duc la Evanghelia după Matei. La modul de a se comporta și de a se asocia creștinii ortodoși cu mii de ani în urmă. În concluzie, acesta spune că dacă 24-30 de ani și respectiv 24 de ani de când este slujitor în Catedrala Arhiepiscopală, l-a pomenit în rugăciunile sale pe arhiereul nostru vicar, cum îi spune ei, înalt sătătorul locului, sau nu știu cum au o terminologie, din acest moment în care i-a văzut semnătura pe sinodul panortodox, pe memorandul sinodului panortodox de la Creta, a încetat să o facă și nu se va mai ruga decât
atunci când acesta se va dezice de lucru care nu se va întâmpla. Haideți să ne întoarcem un pic la... Deși, dacă îmi permiteți, aici e de comentat, a te ruga pentru binele și sănătatea aproapelui tău, fie că este superior ierarhic sau simplu creștin, nu cred că este indus și impus de canoane, face parte din însăși calitatea ta de creștin. Dacă un monah își permite să spună nu să mă rog pentru sănătatea întâi stătătorului, eu am îndoieli și asupra modului în care percepe religiozitatea pe care ne invită să o avem noi ceilalți. Haideți să vedem ce răspuns dă arhiepiscopul, purtător de cuvânt al arhiepiscopii, părintele Zamfir. Ți-am spus, mie îmi place, este un om de școală nouă, foarte elegant de altfel în vorbire, dar eu am reușit ca jurnalist să-i strânesc acea latura, să-l dezbrac de haina preoțească și să mă duc la opiniile sale de cetățean și de om care pe noi, mirenii, trebuie să ne învețe. L-am întrebat cum își explică gestul acesta al celor a doi monahi foarte cunoscuți, starețul schitului de la Oituz și acest slujitor alături de-a dreapta și a arhiepiscop și a preasfintitului Eptimie, Dumnezeu să-l odihnească în pace, și acum a arhiereului, înseamnă ceva, e o greutate. Iată ce spune textual, ca să nu-mi aparțin cuvintele. Zice, aș fi putut mai bine explica acest lucru dacă nu eram purtătorul de cuvânt al arhiepiscopiei. Ca simplu cetățean, aș fi spus că unii țin mortiși să facă prostia confesională. Prostia și frustarea nu sunt confesionale. Limitarea în cunoștințe și expansiunea în manifestări nu sunt confesionale. E vorba doar de opinii confesionale ale unor preoți care nu înțeleg niște lucruri simple, ceea ce discutam și noi. Noi nu suntem singuri pe fața Pământului și nu avem dreptul de a judeca și de a ne cocoța deasupra tuturor, bătându-ne cu cărămida în piept că suntem unii și avem prima șansă la mântuire. De cele mai multe ori aceste demersuri au un accent izridicol și penibil. Dacă ar fi vorba doar de intoleranță, am mai rezolva-o, dar mi se pare a fi o incapacitate de a iubi până la capăt omul în mod dezinteresat. Dar ce mi-am permis să spun inițial, cum suntem invitați în biserică să ne iubim aproapele mai mult decât noi. Dar așa cum zice noi, înțelepciunea populară, unde-i dragoste puțină, lesne-i a găsi pricină, noi rămânem consecvenți în a afirma și faptul că palma pe care n-o dai celui pe care o merită doare mai tare. Sunt oameni care doresc să fie pălmuiți pentru a-și căpăta o aură de martir. Noi am găsit oamenii care să adere la acest lucru. Deci este vorba de cei repedați. Din potrivă, e vorba de o atitudine nefolositoare nimănui și din potrivă, nu știu dacă cele două cauze de preoți vor fi, că eu l-am întrebat ce se va întâmpla cu ei, vor fi opriți de la slujire sau nu. A zis că nici într-un caz nu poate afirma, nu se poate antepronunța dacă va fi opriți, că ei vor fi supuși, probabil vor fi aduși în consistoriu bisericesc. Iată și aici ne că acest consistoriu este... O măsură pe calea administrativă nu va schimba, cred, în mod așa, și radical. Spune că se va aplica statutul și regulament, pentru că eu am vorbit mai puțin, te rog să comentez spusele părintelui Zamfir. Tot respectul, tot respectul pentru modul în care ieșind din haina preoțească, alăturându-se nouă mirenilor... Celor care vrem să înțelegem ce se întâmplă. Da, ca simplu cetățean, așa cum ați citat dumneavoastră, nu face decât să lumineze, să ne lumineze asupra unor astfel de gesturi care ori sunt frustrări, cum mi-am permis să spun inițial, că viața monahală impune și induce anumite lipsuri. Unul este comunicarea... Asceza. Lipsa de comunicare cu ceilalți
în mod obligatoriu te încarcă și te aduce mai aproape cu cel de sus și cu viața de sfinție. Pe de altă parte, ce vă aduceam aminte, când intrau preoți prieteni în redacție și ne invitau la smerenie, aici nu găsesc o astfel de atitudine din scrisorile de care noastră pomeniți, cunoscători și utilizatori de canale de comunicare ultramoderne, deci lansează în eter pe internet astfel de scrisori, dar n-au curajul de a se prezenta la un canal public media. Sau de a răspunde, pentru că eu în cealaltă situație era pe site-ul Schitului afișat numărul episcop starețului Macarie și am vrut să-l contactez. Mi s-a comunicat faptul că mai mult decât a publicat pe internet nu vrea să spună, nu poate să spune. Probabil că tocmai s-a ferit de aceste întrebări pe care eu ca jurnalist le-aș fi pus. Erau aceleași pe care le pun acum în emisiune. Sau dacă l-aș avea, dar iată dovada că părintele acesta a plecat de la noi în concediu, Elefterie Tărcuță, nici eu, nici tu n-am știut de el, deși l-ai văzut că părintele Zamfir spune că este foarte cunoscut de cei care frecventează arhiepiscopia. Cu rezerva pe care dumneavoastră ați emis-o inițial și acum trebuie să o repetăm în emisiune, că nu știm dacă semnatarul adevărat al unei astfel de scrisori. Asta este zice părintele Zamfir. O să vedem când se întoarce, dacă o să reușim să-l contactăm, dacă vom... Pe mine mă îngrijorează... Și dând dumneavoastră exemple, da, care pot fi foarte ușor demontate, exemple pe care autorul scrisorii lansate public le folosește pentru a ne feri de relele globalizării și ale ecumenismului. Eu vin cu contrareplică și mă aduc aminte de un exemplu care mi-a rămas de suflet, cum în Italia, de exemplu, când conaționalii noștri plecați în pribegie, dar pregătiți cu un bagaj minim de cunoștințe, cei mai buni specialiști, cei mai buni muncitori, au plecat la muncă în străinătate în primii ani. Au fost primiți în bisericile catolice. În bisericile catolice și cei care și-au manifestat dorința și au găsit posibilitățile prin relația cu preoți ortodoxi de a-și constitui un mic nucleu al bisericii ortodoxe acolo în inima catolicismului, au găsit această înțelegere, s-au pus la dispoziție ori spații, ori biserici catolice în întregime. Haideți să spun... Cum să nu recunosc și să nu apreciez și să admir astfel de gesturi, în cele mai multe cazuri, fiind căsătorii mixte, slujind și preot ortodox și preot catolic, și întâlnindu-se la mese cu tricolor împodobite și români și de alte naționalități și de toate cultele, împărtășind comuniunea și bucuria de a trăi împreună și de a munci împreună, iar aici trebuie să iau în calcul intoleranța, lipsa de înțelegere, incapacitatea de a veni și de a vedea jur împrejur că lumea se schimbă și nu e vorba de acel copac cu rădăcinile în pământ și cu vârful spre cer, cât e vorba de rădăcinile fiecăruia dintre noi, care sunt în familii în care am fost învățați să fim toleranți, smeriți, să iubim adevărul și să nu dăm curs unei astfel de imitație. Vreau să dau aici un exemplu din viața personală. Tu știi că în perioada 76-81 eu am fost în Maroc împreună cu soțul meu, profesor de matematică, detașat acolo. Evident că la ora aceea eu am spus de la început că sunt creștin, ortodox, dar nepraticant, dar cel puțin de două ori pe an orice creștin intră de Crăciun și de Paști. Ei, pentru că acolo nu aveam o biserică ortodoxă acolo, era în schimb în orașul în care ne aflam, deci în Maroc nu se găsește, nu era la vremea respectivă, nu știu acum dacă o va fi sau nu, nicio biserică ortodoxă, intram în biserica catolică din orașul Beni Melal, în care era un orășel undeva în Munții Atlas acolo și am fost primiți chiar cu căldură de către, ne vorbim de anii 76-81,
Și vă simțeați aproape de Dumnezeu? Vă da, simțeați, bineînțeles. Bine că nu sunt un fanatic. Nu e același ritual, sunt altfel slujbele, dar mesajele către credincioși și rugăciunile către cel de sus sunt la fel. După aceea, în meseria noastră de jurnaliști, avem posibilitatea de a participa la IEN slujbe, cel puțin în Biserica Catolică, cel puțin de câteva ori pe an, când ne ducem în calitate de jurnalist să consemnăm. Ei, normal că atunci când se închină preotul, nu ne facem crucea așa cum și-o fac catolicii cu toată palma, ci ne-o facem și nimeni niciodată nu ne-a făcut vreo observație. Am fost la Județeni, am fost la Tămășeni, la catedralele, am fost la Dolgești. Asta ține de deschidere, ține de emancipare, ca în oricare alt domeniu. Ține de structura fiecărui individ, cât este de înțelegător, tolerant, cât se prețuiește pe sine și cât respect are față de ceilalți. Repet, ca absolut în orice profesie, în orice domeniu. Ideea de a trasa linie de demarcație până aici ai tu voie, de aici încolo nu-ți mai este permis, ține de rigoarea juridică. Aici, da, legea nu poate fi comentată, trebuie aplicată. După aia să-ți mai spun un lucru. Tu știi foarte bine că eu am funcționat timp de 30 de ani într-un sat cu populație mixtă, ca profesor de limbă și literatură la Sagna, unde sunt două biserici. Am intrat deopotrivă și în biserica ortodoxă și în cea catolică, cu diverse evenimente. Niciodată nu am văzut ruptura între cetățeni, vecinii care sărbătoreau la Paștele ortodox, îi ducea vecinului catolic cozonac și invers, așa mai departe. Deci nu mai spun de sărbătorile în care erau comune, când Paștele cade... Proba practică, omenească, de deschidere maximă, ceea ce înseamnă să-l respecti pe aproape tău și să-l iubești ca pe tine însuți. Altfel, primești gestul reprobator de care ne invită acest preot călugăr. Deci, întrebarea legitimă a emisiunii noastre, nu știu cât mai avem, dar probabil o să vină colegii noștri, ne mai spună până la sfârșitul emisiunii. Eu am pus chiar sub semnul întrebării, există pericolul schismei ca tema emisiunii noastre în Biserica Ortodoxă? Și aici ar trebui, din ceea ce am discutat noastră, cât de mare este acest grup? Pentru că, vezi, ei tot apar la o lună, la o lună, până acum știm doi. Vă spun înainte de emisiune, părerea unui om, a unei singure persoane, contează foarte mult. Deja când sunt două persoane care au același punct de vedere, opinia publică trebuie să fie mult mai atentă, pentru că asta înseamnă conjugarea unor opinii. Din momentul în care se mulțesc anumite păreri, și devine o majoritate, ea impune o anumită atitudine. Asta este legea democrației. Democrație care înseamnă libertate absolută până la limita drepturilor celorlalți. De a leza drepturile celorlalți. Aici un astfel de aspect întrezăresc eu. Însă dacă ai văzut printre rânduri acest părinte semnatar ca și celălalt, nici nu știm cine vorbește, sunt autorii. Noi nu celălalt și-a asumat-o. Aici ne adresăm cu formele de poliție, nu știu de fapt cine este semnatar. Da. Oricare ar fi el, intenția este și greșită, formularea este în afara oricăror reguli de comunicare și acuzațiile sunt așa de grave și de insuținute. Ei își manifestă totuși o îngrijorare legitimă în contextul geopolitic pe care îl trăim, cu această invazie a islamismului către Europa. Se îndoiesc și le este frică că va fi pulverizată credința noastră. Să le fie frică de altceva, de islamism ați ales dumneavoastră, dar să nu le fie frică de schisma bisericii ortodoxe, pentru că noi avem nicio atingere. Că dacă biserica nu rămâne unită cu rădăcinile, ai văzut metaforic cum spune acesta, iată că islamismul ar putea să o frângă. Tot dumneavoastră aveți un exemplu la îndemână și telespectatorii noastre îl știu sigur, acela că foarte aproape de Roman, s-a construit o mini-moscheză, un loc de rugăciune pentru musulmani. Ce rău a făcut comunității? În ce armonie trebuie? Deci, avem timp suficient să mai dezbatem tema. Fac apel și de data asta, ca și în alte emisiuni la care dumneavoastră m-ați invitat și am fost onorată să considerați că
experiența mea și punctele de vedere pot contribui la o mai pertinentă analiză a unor astfel de fenomene. Invitația era la toleranță și iubire. Atâta vreme cât nu ești atent și nu urmărești punctul de vedere al celuilalt, nu ai cum să ai o relație corectă. De asta am să și vă rog, dacă e posibil. Mai avem 10 minute, timp suficient. Să-mi folosesc calitatea de avocat neangajat al Arhiepiscopiei, citând din Părintele Cleopa. Întâmplarea face și, în mod fericit, să știți că am luat la întâmplare și dumneavoastră m-ați ajutat să printez, deci nu mi-am pregătit acest punct de vedere. Când Doamne le așează chiar cu mâna câteodată, spun eu de foarte multe ori. Tema este despre ecumenism. Citatul este din Călăuza Credinței Ortodoxe, editată de Episcopia Romului în 2003. Deci, anticipa poate o astfel de răscoală a unei persoane. Întrebat fiind Părintele Cleopa de o delegație de la Consiliul Economic al Bisericii de la Geneva, care a avut loc în 78, despre ecumenism, Părintele a avut, cum își aduc aminte creștinii, o reacție simplă și naturală. De ce ați venit la un cioban? Păi n-am venit la un om învățat aici, am venit să vedem un om sfânt. Sfânt este Domnul Dumnezeu nostru. Noi suntem praf și cenușă. Asta era introducerea într-o metaforă splendidă. Într-o metaforă relație pe care aici, ca invitație, în această scrisoare sau în alte puncte de vedere sau în alte manifestări ale unor preoți sau monahi, nu le vedem. Aceea de smerenie și de măsura tuturor lucrurilor. Când a fost vorba despre ecumenism, Părintele Cleopa spune, este bună idee în principiu, că vreți să fie o turmă și un păstor. Dar câți munți sunt de trecut între noi și dumneavoastră, fiind vorba de reprezentanții bisericii de altă factură? Cum am putea atinge sau să ne apropiem de ecumenism în marea mișcare ecumenică mondială? Se punea întrebarea la Consiliul Economic al Bisericilor de la Geneva din 78. Părintele Cleopa răspunde, e nevoie mai întâi de multă rugăciune. Că fără Dumnezeu nu putem face nimic. Întâlnirile între biserică sunt bune, evanghelice, căci astfel creștinii se cunosc bine între ei și încetează ura confesională. Deci mai mare adevăr, mai curată credință, mai simplu și mai omenesc spus, nu cred că se putea. Bun, aici însă... Două secunde. Te rog. Când credeți că se va împlini cuvântul Sfintei Evangheliei ca să fie pe pământ o turmă și un păstor? Insistă delegația care avea această misiune. Și Părintele Cleopa ne spune, când popoare creștine și necreștine vor veni la adevărată credință ortodoxă în Dumnezeu. Deci arăta tăria de piatră și de arbore cu rădăcini adânci despre care se face trimitere. Da. Părintele Cleopa este de citit, de găsit în această carte editată de Episcopia Romană în 2003, bun, Călăuză în credință ortodoxă. În cele două scrisori, dar nu numai, ci într-o serie de opinii pe care le găsim mai ales pe acest site, Sinodul Tâlhăresc, cum își spun cei care au publicat inițial această scrisoare a cărui autenticitate o contestă Părintele Zamfir, și semnătura o să vedem ce va urma, probabil ni se va spune, aspectul opulenței din Biserica Ortodoxă Română, criticată foarte adesea și de noi jurnaliștii, cu ceea ce se impută bisericii, călătoria în mașini luxoase, această viață de... Eu n-am permis în momentul în care populația o duce atât de greu și când băbuța își noadă în batistă bănuțul ca să-l ducă să cumpere kilogramul de lumânări impus sau 2 kilograme mi se pare impus, de că am discutat data trecută despre aspectul acesta. Asta vă aduc aminte și dumneavoastră și telespectatorul dumneavoastră că eu invitată de dumneavoastră pe astfel de dezbateri și în emisiunea anterioare, mi-am permis să fac o trimitere mai lejeră, să spun așa, nu chiar
sobră la faptul că fiecare dintre noi își ține rangul. Dumneavoastră v-ați scuzat la începutul emisiunii că vă prezentați în fața telespectatorilor cu pălărie, dar fiindcă nu ați avut condiții propice pentru a merge la coafor, din respect pentru dumneavoastră și pentru telespectatori. Deci vă respectați rangul. Și este un gest care arată prestigiul pe care vi-l acordați și pe care îl solicitați în fața celorlalți. Deci este aici vorba de opulență, ci de prestigiu? Din punctul meu de vedere. Așa manti, uriașa, arhiepiscopului de la caz, de la caz la caz. Adică aceste excese pot fi criticate și criticabile, dar rigorile canoanele nu pot fi scoase din tiparul lor. Conservatorismul Bisericii Ortodoxe i-a dat consistență. Dar acest conservatorism vine din ritualuri din care face parte și ținuta. Nu înseamnă că de mâine o să ne așteptăm ca preoții să se îmbrace. Concluzia pe acest subiect, vreau să mai abordez unul și politic. Am prins și acum trebuie să-i plătesc la maxim. Mai ales că Părintele Călugăr, dacă o fi semnătarul adevărat al scrisorii, face trimitere. Da. Eu am o mare rezervă că, deși l-am invitat de mai multe ori în emisiune pe însăși Părintele Alexandru, acesta evită. Am senzația că eu fiind cunoscută ca unul din jurnaliștii care totdeauna am avut o poziție critică și dacă nu cumva îi fi undeva pusă pe toacă asupra acestor scandaluri repetate din Biserica Ortodoxă, scandalul cu preotul de la Bacău, scandalul cu studentul, e în scandalurile. Vă mai aduc o dată aminte și vă invit, ceea ce Biserica ne invită, Biserica noastră ortodoxă, iubește-ți aproapele ca pe tine însuți. Eu iubesc aproapele, dar eu ca jurnalist trebuie să constat. Să aveți credința că și de dincolo. Bun, de ce refuză să iasă public dincolo de asta? De fapt, de altfel pe site-ul Episcopiei nici n-a fost comentat aceasta, dacă eu nu găseam și nu-l sunam pe purtătorul de cuvânt, nu am vrut. L-aș vrut să vin aici într-o emisiune, să, într-o dezbatere comună. Uite, îți promit că dacă acceptă o să-l invităm la o emisiune viitoare pe părinte. Este un om pe care îl apreciez în mod deosebit pentru erudiția sa, pentru tinerețe, pentru o serie și de diplomație ca preot, ca purtător de cuvânt, diplomația, ca cetățean, nu mai are. Diplomația bine argumentată și cu, știință de carte. Știință de carte și argumente religioase, da. Și în calitatea lui de simplu cetățean. Ce cred eu că se va întâmpla? Ceea ce eu pot să spun cu mâna pe inimă, că am beneficiat din partea înalt preasfinției sale Ioachim Băcăonu, când după astfel de apariție în ziarul de roman a unor materiale care vizau gesturi reprobatoare ale unor membri ai Bisericii Ortodoxe, domnia sa a avut bunăvoința unei discuții explicite și m-am bucurat de o foarte bună colaborare. A participat și la emisiuni de televiziune pe care le-am făcut cu domnia sa și de foarte multe ori, în graba de a realiza un material în regim de cotidian, a răspuns unui apel telefonic și ne-a dat declarații, când nu a fost posibil din punct de vedere al timpului, ne-a acordat un înscris cu un punct de vedere avizat, calificat. Deci eu cel puțin pot să garantez că pentru colaborarea cu Ziarul de Roman am un foarte mare respect și recunoștință către părintele. Și eu am avut o bună colaborare la începutul revenirii. Vreau să fac apel la dumneavoastră, da. Să găsiți acele argumente care țin de respectul pentru meseria dumneavoastră și pentru poziția pe care o aveți la acest post de televiziune, încât deschiderea Arhiepiscopiei să fie maximă. Mai ciupesc un minut din emisiune pentru ultimul subiect, așa la politic. Ai văzut că a apărut în spațiu public ideea pusă chiar de mine la întrebare la conferința de presă de ieri a întreruperii mandatului primarului Leoreanu, pe motiv că PNL-ul n-ar avea un om suficient de carismatic să participe la alegerile parlamentare din acest an. Până acum primarul ne-a asigurat că își dorește să rămână primar, va
rămâne primar. Iată însă că măcar nu exclude, mandat. Dar nu exclude posibilitatea de a se afla pe o listă de candidați, fie la Senat, fie la Camera Deputaților. Cum comentezi acest lucru și ce s-ar putea să se întâmple dacă după întâlnirea pe care au joi vineri la Brașov, la Liga Aleșilor Național PNL, se va decide că acolo se bat în cuie și listele? Situația din acest an pentru alegerile parlamentare este diferită cu totul față de cea a mandatelor anterioare, doar și numai pentru climatul politic. Acolo unde Partidul Național Liberal are de recuperat foarte multe procente și o imagine șifonată de pedeliști, aș vrea să spun, nu neapărat numai pentru această alegere, poate și numai pentru faptul că în teritoriu nu și-au armonizat, să spun așa, preferințele și prioritățile de listă, că tot spunea la Neamț se pare că și-au armonizat, că iată primarul Leoreanu este cel care a câștigat mandatul cu cel mai mare procent și probabil că pe asta aici vreau să ajung. 76. Alegerea domnului primar cu un astfel de procent îi permite să impună și să condiționeze și poziția celorlalți colegi pe liste. Ce se va întâmpla? Va trage lista, asta e categorie. Ce se va întâmpla? Odată ales acolo, va trebui să optezi în termen de 15 zile, că dacă nu se fac din nou alegeri. În termen practic, inginerește, dacă îmi permiteți. Da. Domnul primar Leoreanu are asumate niște proiecte. Domnia sa ne-a obișnuit în calitate de profesor și director de școală și mai ales în mandatele de primar, ca ceea ce își propune să și finalizeze la limita de timp asumată. Deci niciodată întârzările nu au fost ale domniei sale. City managerul, dar se pare că city managerul va pleca odată cu el, pentru că asta e contractul. Vreau să spun altceva. În momentul în care proiectele pe care și le-a propus simte, le analizează ca nefiind susținute de eventuala putere ce va câștiga alegerile din toamnă, cred că domnul primar va alege să fie mai aproape de executiv. Să-și poată răsplăti alegătorii electoratul. Domnia sa are teorie despre rolul parlamentarului, care este foarte justă, domnia ca de obicei. Domnia sa a repetat în mai multe rânduri că tot ceea ce a făcut, a făcut pentru alegător. Măria sa alegător este cel care a dictat agenda de lucru. Eu aș spune alegătorul. Atâta vreme cât asumarea presupune și rolul politic pe care îl are în județul Neamț, să nu uităm de inversarea rolurilor. Domnia sa acum poate este o primă voce la nivel de județ, în timp ce domnul senator Țapu, Romașcan, a ales să facă politică în capitala județului. Poate inversarea de roluri să fie una din surprize. Bun, dar nu mai vorbim de votul nominal, vorbim de vot pe listă. Da, dar astea sunt induse tot de persoane, nume și ceea ce au în spate. Cu promisiunea că te voi mai invita strict pe o emisiune politică, văd că ești la curent lucrul acesta, de vorbă de câte ori ești faptul că m-am izolat aici, în pădure este un răsfăț, nu este o rupere. Mulțumesc tare de mult pentru prezența în emisiune, pentru poziția aceasta justă pe care ai avut-o, ca totdeauna, și stimați telespectatori, vă mulțumesc pentru interesul cu care suntem siguri că ne-ați urmărit. O zi bună și nu uitați, azi 23 august.